Bine v-am din nou. Salutare la toți și ne bucurăm dacă ați alături săptămână din săptămână alături de noi ca să studiez acel cuvânt pe care Domnul Lehou l-a lăsat poporului său. Cu siguranță că toți de noi care citim Scriptura a, suntem cumva cunoscuți cu textul în care Domnul Iisus spune la Luca că eros, când, când veți vedea că Ierusalimul va fi încojurat de oși, să știți că a, Pusirea lui este aproape deja. Și după aceasta se începe în, alt, în alte evanghelie, deja se începe instaurarea urăciunii uh, posihirii în locul unde nu trebuie să fie. Uh, nu am știu ce înseamnă aceasta și nu știu dacă în generația noastră în genere a fost cineva conștient, dar poate că și a fost pe locuri unii, probabil un număr excepțional de mic, uh, și cine știe cine sunt mai domnul știe. Uh, suntem în perioada în care evenimentele acestea au avut loc deja. Și ele au avut loc din cauza la ceva. Și iată, aceasta este un fel începutul la acel text pe care îl avem astăzi de la Zaharia. Poporul, cum am încheiat și textul data trecută, l-a răsplătit, sau i-a răsplătit, sau l-a răsplătit pe Dumnezeu, Uh, cum este scris în lege, în legea lui Moise, uh, cum Domnul, Domnul Iehov i-a vorbit lui Moise și iată textul uh, prin care Moise parcă zice, dar este cuvânt profetic, nu-i Moise, dar Domnul zice. El este stâncă, lucrările lui sunt desăvârșite, căci toate căile lui sunt mișpat, drepte. El este un Dumnezeu credincios și fără nelegiuire, el este neprihănit și drept. Cetă aici cuvântul deja e drept, ca, ca cale dreaptă. Ei s-au stricat. Netrebnicie copiilor lui este rușinea lor. E greu de tradus partea aceasta și diferite traduci, este diferit tradus partea din fraza aceasta. Neam îndărătnic și stricat. Și iată, pe Jehova îl răsplătiți astfel, popor nechipzuit și fără înțelepciune. Nu este el oare tatăl tău care te-a făcut, te-a întocmit și ți-a dat ființă? Cu 30 de argint, da, poporul l-a răspătit pe Dumnezeu. Adică cu alegerea să asculte de biserică și nu de legea lui. Toți credincioșii din toate timpurile s-au răzvrătit împotriva. Toți, fără excepție, Pavel, Apostolul Pavel, a, ucenicii, toți s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și toți proroci prin a respinge legea lui. Astfel, în loc de ascultare, evident că poporul l-a răspătit pe Dumnezeu cu răzvătire. Totuși, în toată perioada aceasta, Dumnezeu și-a însemnat pe unii, nu care nu s-au răzvătit, dar care s-au întors de la răzvătirea lor la El, în smerenie și în ascultare. Și acum a venit timpul ca Dumnezeu să-i descoperi pe aceștia pe care El i-a însemnat din istoria și omenirii chiar. După întoarcerea fiilor lui Dumnezeu, se va începe întoarcerea poporului a, la Domnul și la ascultarea de legea Lui. Iată textul de astăzi și vom vedea unele lucruri la fel a, interesante, putem zice așa, după cum au fost și altele până la aceasta. Primele două versete din capitolul 12 de la Zaharie. cuvântul lui Jehova despre Israel. Așa vorbește Jehova care a întins cerurile și a întemeiat pământul și a întocmit Duhul omului din el. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire sau într-o piatră de amețire. Pentru toate popoarele împrejur, de asemenea și împotriva lui Iuda să potir mai înseamnă și o cupe din care de asemenea și împotriva lui Iuda la împresurarea, la împresurare și împotriva Ierusalimului mod -mo din ebraică chiar dacă puțin diferit sună dar înțelesul e cumva din ebraică e așa cu alte cuvinte neamurile vor împresura tot pământul și pe Iuda această idee e ideea din versetul 2 autorul și creatorul creației materiale este Domnul Jehova. În cer și pe pământ, totul a fost creat de El. Autorul și creatorul lumii spirituale este Domnul Jehova. El a dat o lege duhovnicească ca toate lucrurile în lumea spirituală și în lumea fizică să funcționeze după ordine și după planul Lui. Domnul Jehova este Cel care pune Duhul omului în El. Cu alte cuvinte, El creează personalități. Natura, omul și lumea spirituală s-a stricat din cauza că poporul lui Dumnezeu a părăsit legea lui. Israel este moștenirea Domnului. Și iar nu ne-am gândit prin ce este moștenirea Domnului, fiindcă Dumnezeu i-a dat legea ca să o moștenească și ca să, înveță, să aducă pământul la ordine după legea lui Dumnezeu. Israelul lui Dumnezeu este format din credincioși dintre toate națiunile. Nu este o națiune aleasă, că nu există așa ceva astăzi. Procie din textul de astăzi este despre Israel împrăștiat pe tot pământul și despre tot pământul care a ajuns să fie invadat și cucerit deja de toate uh, neamurile prin intermediul culturilor și religiilor lor. Acest lucru a fost posibil din cauza că Israelului lui Dumnezeu a părăsit legea lui. Mai mult, neamurile a invadat și au cucerit și poporul lui Dumnezeu prin intermediul culturilor și ideologiilor lor și religiilor, desigur. Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă poporul ar fi rămas în ascultarea de legile și poruncile lui Dumnezeu. Istoria veacului acestui se încheie cu acest eveniment global, mondial, cu invadarea și cucerirea pământului și a lui Israel de către neamuri și este același lucru pe care l-a menționat și Domnul Iisus când era pe pământ. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustiirea lui este aproape. Și sper că înțelegeți că cuvintele pe care Domnul le spune ucenicilor de atunci, cu evenimentele pe care le menționează, nu se referă la perioada de ruinare a Ierusalimului, literalmente, în sens direct. Chiar dacă și aceasta, o mică parte are, ca adevăr, din text, dar el vorbește de ucenici din timpurile noastre, desigur, sau din ultimele timpuri, și a, profețiile țin de a, sfârșitul veacului acestuia. Cu aceasta s-a început sau cu înconjurarea de oști a Ierusalimului și, desigur, și al lui Iuda, s-a început instaurarea urăciunii pustiirii prin biserici. Și, desigur, că deja este instaurată. Oștile acestea sunt neamurile. Ierusalimul este pământul cu de pe el și Iuda, fiindcă Iuda este pus în fruntea pământului întreg. Și această invadare a avut loc de mult timp deja eu presupun de sigur aici, dar cred că mult mai mult de 10 ani în urmă deja. Cum neamurile au împresurat și au pusit pământul și pe Iuda? Din cauza că legea lui Dumnezeu nu a mai luminat pe pământ de sute de ani deja, Dumnezeu a lăsat ca neamurile să ajungă să cucerească tot pământul și să-și bată joc de pământ și de poporul lui Dumnezeu. Cum? Lăsând, ca Dumnezeu lăsând, ca felul de gândire a tuturor neamurilor, se pătrunde în gândirea la toți credincioșii slujitorii de pe întreg pământul și gândirea aceasta a ajuns să fie atât de puternică și influentă că a ruinat tot adevărul și neprehănirea lui Dumnezeu din gândirea slujitorilor și credincioșilor. Domnul Iehova a prezis acest lucru cu mult timp înainte și iată un text, 10 versete din Ezechiel, un text mai lung, în care sunt foarte multe detalii, nu ne oprim la ele, dar fiți atenți se spune Domnul și este evident că este despre ultimele timpuri sau ultima perioadă din veacul, um, um, veacul acesta sau veacul lumii acestea în care am trăit. Ezechiel 36 Tu, fiul omului, porocește asupra munților lui Israel și spune, munția lui Israel, ascultați cuvântul lui Jehova, munții lui Israel sunt învățăturile care au temelei veșnice. Așa vorbește Domnul Iehova, pentru că vrăjmașul a zis despre voi, ha, ha, aceste înălțimi veșnice au ajuns moștenirea noastră. Vrăjmașul este gândirea neamurilor care a pătruns în gândirea poporului lui Dumnezeu. Versetul 3. Procește și zi, așa vorbește Domnul Ehoa. Da, pentru că, toate, pentru că din toate părțile au voit să vă pustiască și să vă înghite, ca să ajungeți moștenirea altor neamuri, cei ce s-a produs, și pentru că ați fost de bagiocură și de ucară popoarelor, de aceea munțea lui Israel. Ascultați cuvântul Domnului Ehoa. Așa vorbește Domnul Ehoa munților și dealurilor, râurilor și văilor, dărâmăturilor pustii și cetăților părăsite, care au ajuns de pradă și de râsul celor lantineamuri de prin prejur. Toate acestea sunt descrieri spirituale pe care le trăim în toată plinătatea lor astăzi. 5. Așa vorbește Domnul Jehova. Da, în felul geloziei mele vorbesc împotriva celor lantineamuri și împotriva întregului Edom, care și-au însușit pământul meu și s-au bucurat din toată inima lor și cu tot disprețul sufletului lor ca să-i jefuiască roadele. E este descrierea credincioșilor care au avut parte de adevăr, într-un fel întâi născuți au fost, la trecut deja, însă și-au vândut întâietatea sau adevărul pe învățături închipuite și măgulitoare. Cum, cum despre ce vorbește și apostolul? neamurile sunt reprezentate prin diferiți credincioși în toate bisericile și adunările, evident, de pe tot pământul, însă care au un fel de gândire ca a neamurilor. Șase. De aceea e proces și despre pământul lui Israel, pământul lui Israel. Fraza aceasta sau îmbinați aceasta de cuvinte o găsim foarte des. Și spune mungilor și dealurilor, râurilor și văilor. Așa vorbește Domnul Jehova. Iată, vorbesc în gelozie și urge mea pentru că suferiți o cară din partea neamurilor. De aceea așa vorbește Domnul Ho. Îmi ridic mâna și jur că neamurile care vă înconjoară își vor purta ele în șele o cară. Iar voi, munța lui Israel, veți da crengi deja restaurare. Și veți purta roadele pentru poporul meu, Israel. Căci lucrurile acestea sunt aproape să se întâmple. Iată că voi fi binevoitor <gânt> Mă voi întoarce spre voi și veți fi lucrați și semănați. Voi pune să locuiască pe voi oameni în mare număr, toată casa lui Israel, pe toți. Cetățile vor fi locuite și se vor zidi iarăși de rămăturile. Cu alte cuvinte, Domnul Eho va întoarce înapoi adevărul legii lui, adevărul va începe să transforme felul de gândire a credincioșilor pe tot pământul, și încetul cu încetul, tot poporul va fi rezidit din nou pe adevărul legii și neprihănirea lui Dumnezeu va ajunge să fie cultura omenirii întregi. Versetul 3 de la Zaharia. Textul pe care l-am citit este un text extraordinar de, de profund și aducând, nu că speranță, dar aducând o lumină mare de tot ce ține de viitor. Versetul 3. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica vor fi vătămați și toate neamurile Pământului se vor strânge împotriva lui. A, nu este vorba de o zi, când ți deja, ci de o perio perioadă mai lungă. Este o perioadă în care culturile și ideologiile neamurilor au ajuns Perioade în care culturile și ideologiile neamurilor au ajuns să dicteze standardele moral-spirituale pentru întreaga omenire, inclusiv să se impună și în toate bisericile și adunările de pe pământ. Omenirea ajunge deja în cea mai rea stare moral-spirituală de la facerea omului, adică de la Adam și Eva, și profeția aceasta s-a împlinit în toate detaliile deja neamurile l-au scos pe Dumnezeu de pe pământ și din păcate l-au scos pe Dumnezeu și din biserici. Cum? Că aceasta sună parcă, stai puțin, cum poți să-L scoți pe Dumnezeu? Dumnezeu există întotdeauna pe tot și este adevărat, dar aceasta a avut loc prin scoaterea sau înlocuirea legilor și poruncilor lui Dumnezeu din gândirea omenirii întregi, inclusiv și toți credincioși. De nou, această descriere este post-factum deja Totul a avut loc și toate detaliile acestei profeții s-au împlinit cu desăvârșire. Domnul Iehov a început să ridice pământul din ruinarea lui și s-a început cu uh, ridicarea unei mici rămășiți. Adică uh, Domnul a început deja să se întoarcă înapoi, deja lucrarea aceasta s-a început de o habă de timp, uh, dar s-a început cu o mică rămășiță. Versetul 4, Domnul zice, în ziua aceea, zice Jehova, a voi lovi cu amețeală sau înțepenire pe toți caii și cu turbare sau nebunie pe cei ce vor călări pe ei. Dar voi avea ochii deschiși asupra casei lui Iuda și voi orbi toți caii popoarelor. Caii reprezintă puterea cuvântului. Am mai vorbit despre aceasta. Sau puterea ideologiei oricare, învățăturii, puterea care se mișcă. Cu alte cuvinte, domnul Hovo, de o perioadă mai lungă deja, el știe, a lovit toate ideologiile lumii cu un fel de amețeală, cu un fel de nonsens. Acest fenomen a avut loc datorită Babilonului, vedem din alte profeții, care a pătruns în toate ideologiile lumii și le-a amestecat cu tot felul de uh, lucruri religioase și mistice și cu altele pe care trebuie alte texte ca să vedem detalii. Cei care călăresc pe acești cai sunt oameni influenți în lumea aceasta chiar, care promovează și răspândesc aceste ideologii prin toată lumea. Prin mâna nevăzută a Babilonului, Domnul Iohou a făcut ca acești oameni influenți din întreaga lume să-și piardă chiar și bunul simț și logică firească. Într-un fel, au nebunit prin probabil, ideile și schimbările pe care i-au început să le promoveze și să le aducă. De obicei asta. Astfel are loc ruinarea din interior. Și acest fenomen, la fel a avut loc deja. Și profeția aceasta s-a împlinit deja, dar a rămas finalul. A rămas să aibă loc căderea finală a împărăției lumii. După cum am citit în prorocii Hagai și Zaharie. Însă, Domnului Hovă zice că în perioada aceasta are ochii deschiși asupra lui Iuda. Iuda reprezintă credincioșii care stau pe adevărul lui Dumnezeu și îl promovează prin felul de trai și prin vorbă, în vorbire. Iuda în acest verset reprezintă rămășița care s-a întors la adevărul legii lui Dumnezeu. Altfel nu e posibil, pur și simplu, să fii Iuda sau să fii Israel chiar. Chiar dacă ești, ești respins. Cultura neamurilor a reușit să cucerească gândirea la toți credincioșii de pe pământ, totuși, Domnul Dumnezeu și-a păstrat, țineți minte și la Ezechiel nou, și în Apocalipsă, și-a pus-o pe cetem, și-a păstrat o pe care a întors-o la căile lui. În felul acesta, neamurile, sau Asiria, fiindcă neamurile sunt reprezentate prin Asiria, nu a cucerit sau nu a intrat și nu a cucerit Ierusalimul cu rămășița ce a fost a, aceasta a fost salvată de Dumnezeu și nu a călcat în picioare, nu a fost călcată rămășița aceasta de neamuri. Versetul 5, căpetenii lui Iura vor zice în inima lor, locuitorii Ierusalimului sunt terienul noastră prin Jehova loștirilor Dumnezeu lor. Iată cum înțeleg adevărul din versetul acesta. Că lui Iuda sunt slujitorii din mijlocul rămashiților. Datorită adevărului pe care l-au descoperit, evident, în ultimele timpuri a, și din scriptură, ei știu, în inima lor, că au venit timpurile în care Domnul Iehova a început deja să ridice pământul din ruinile nelegiuirii. Ei știu că Domnul Dumnezeu va întoarce la sine pe Israel și pe locuitorii pământului în general. Și ei știu că legea lui Dumnezeu va ajunge și va deveni lumină neamurilor. De aceea ei se bucură, fiindcă știu că locuitorii Pământului sunt un fel de câmpul în care ei vor duce adevărul legii și Dumnezeu va instaura neprehănirea lui care va ajunge să fie o cultură a omenirii întregi. Iată un text prin care Domnul ne arate acest fenomen, care numai cel a menționat. Isaia 32, primul două versete. Atunci împăratul va împărăți cu neprehănire, și voievozii lui vor cărmui cu mișpat, cu judecata legii, sau cu adevărul legii. Și este adus fiecare absolut incorrect, și iși, este în text, va fi ca una de post. Împotriva vântului și ca un loc de scăpare împotriva furtunii, ca niște râuri de apă într-un loc uscat, ca umbra unei stânci mari într-un pământ ars de sete. Este Iș. Iș sunt acelea căpetenii pe care le-am citit la Zaharia căpetenii lui Iuda, sau mai mare în popor, care vor ajunge să împărățească pe pământ și oamenii din toate limbele vor alerga la ei din cauza legii lui Dumnezeu și ca să fie învățați din cauza a Domnului Jehova și legii lui și ca să fie învățați din legea lui. Ei vor alerga la ei ca fiindcă acolo vor vedea lumină și vor vedea că cu ei este Dumnezeu, cum am văzut și în alte a, pasaje și după mai multe generații, pământul va ajunge să fie ca grădina Eden, cum am citit la Isaia. Versetul 6, și de la Zaharie, o pic arată această, sau fielul cum vor lucra. Și uitați-vă cum este descris în versetul 6 de la Zaharie. În ziua aceea, voi face pe căpetenii lui Iuda ca o vatră de foc sub lemn, ca o făcrie aprinsă sub snopi, vor mistui în dreapta și în stângă pe toate popoarele de jur, de jur împrejur, iar Ierusalimul va fi locuit iarăși la locul lui în Ierusalim. În varianta standardă Cornelesc, redactată Cornelescu nu iese, dar în varianta literală iese așa ceva. Așa că Domnul Iehova pune adevărul în gura căpeteniilor lui Iuda, Evident, mai sus am menționat ce înseamnă aceasta. Și prin adevărul legii lui Dumnezeu, ei vor ruina toate culturile, religiile și ideologiile care au ruinat astăzi adevărul și neprihănirea lui Dumnezeu. Ei nu vor folosi. Asuprirea, fiindcă, când citești din textul acesta, foc vor arde în stânga și în dreapta, ca și când vor scoate sabia și vor arde tot. Domnul niciodată nu lucrează în felul acesta și în legea lui se vede foarte clar aceasta. Ei nu vor folosi asuprirea, impunerea sau umilința față de alții, însă Domnul Dumnezeu va face ca cuvântul lui să aibă putere și autoritate și oamenii singuri se vor rușina de lucrurile în care ei cred și și-au pus încrederea. Cu siguranță că fenomenul de schimbare are loc anume în, astfel. Ei vor ajunge să se rușineze de cei ce din ce ei cred și în ce și-au pus încredere. Adevărul lui Dumnezeu vorbit prin căpetinirile lui Iuda va arde tot de pe acest pământ și tot pe ce se ține omenirea întreagă astăzi, și nu este evident, că nu este după adevărul legii lui Dumnezeu. Pământul va fi locuit din nou cum spune Domnul Ierusalimul, de o rasă de oameni neprihăniți evlavioși și ascultători de legile și poruncile lui Dumnezeu. Și ultimul verset pentru astăzi. Iehova va mai întâi corturile lui Iuda, pentru ca slava casei lui David și fala locuitorilor Ierusalimului să nu se înalță peste Iuda. Interesantă ordine și interesantă expresie. O ordine a salvării a Domnului Iehova ne arată aici pentru câteva categorii de credincioși, evident. El zice că mai întâi el va salva corturile lui Iuda, apoi casa lui David. Însă noi bine cunoaștem că David tot se trage din Iuda sau vine din Iuda. În ce constă ordinea aceasta? Probabil că ați observat că odrasla sau fiii nu intră în categoria aceasta, nu sunt descriși aici. Cel puțin asta vedem din profețiile lui Hagai și lui Zaharie. Văd răst la lui Dumnezeu, se află în, uh, însă, împreună în mijlocul rămășiții care s-au întors la legile și la poruncii lui Dumnezeu uh, și ei n-au respins, adică ei s-au întors înapoi și nu respingă astăzi legea. Uh, ei, rămășița aceasta, vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ei sunt turma mică. Iuda, despre care vorbește Domnul sus că uh, tatăl vă dă cu bucurie împărăție. Ei sunt cei care sunt descriși la Isaia 58, care vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit dregători de spărturi, cel ce drege drumurile și face pământul cu putință de locuit. Despre ei au vorbit toți prorocii, de fapt. Ei sunt acei Iuda, la început, Domnul spune că va mântui mai întâi pe Iuda, care vor împărăți cu adevărul lui Dumnezeu și care va intra în cortul ceresc, nu pe pământ. Casa lui David, care la fel este din Iuda, însă este imaginea celor care vor împărăți pe pământ după imaginea lui David. Casa lui David va fi învățată de acea rămășiție care tot este Iuda și casa lui, da, a, a, și casa lui David care este pe pământ sau împărățește pe pământ, va continua să împărățească în mijlocul poporului cu adevărul lui Dumnezeu, învățându-i și întorcându-i la căile lui Dumnezeu. Cine este casa lui David astăzi? Nu putem ști și nu putem înțelege până când Domnul nu-i va descoperi. Totuși, cu siguranță, putem să zicem că sunt din numărul celor credincioși care caută neprihănirea și sunt flămânzi după cuvântul lui Dumnezeu. Casa lui David astăzi este ruinată, însă va fi restaurată. Apoi Domnul zice că va mântui și pe locuitorii Ierusalimului. Nu vorbim acum de neamuri. Locuitorii Ierusalimului este casa lui Israel. Adică sunt toți credincioșii care doresc să fie călăuziți de, să, să, ca asupra lor să împărățească împăratul împăraților. Este evident că de fiecare dată când descoperim adevărul prorocilor, că planul lui Dumnezeu diferă foarte mult de gândirile noastre, dar evident că se va împlini ce a zis Domnul se va împlini planurile lui în ordinea cum el a spus-o, și nici de cum nu după forma cum noi ne gândim. În felul acesta se încheie și perioada neamurilor și încetul cu încetul vine perioada lui Israel. De fapt, putem să zicem că a venit deja, numai că se începe cu Rămășiți, care este încă în izolare într-un fel, până când Domnul Jehova singur nu o va descoperi și nu o va face. кунаскуте е најнтија по полуисел. Фицбине кулунтаци прин Харолд омнолу не ревидем ен саптезире.